Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor! Bine v-am regăsit la ora de politică. Înainte de a începe, înainte de a intra în subiect direct, am să vă dau un sfat. Știu că la ora aceasta toată lumea se gândește către Crăciun, știu că la ora asta toată lumea se gândește ce cadouri poate să facă, ce cadouri așteaptă de la Moș Crăciun. În schimb, vreau să vă spun că este bine să nu vă așteptați ca în aceste zile, în Suceava, să găsiți un trafic prietenos. Astăzi, primele zile ale săptămânii, am încercat să fac și eu o experiență, un experiment. Am fost din centru până în Burdujeni și înapoi. Credeți-mă, se merită să apelați la sistemul de cumpărături online. Asta dacă nu vreți neapărat să pipăiți, să gustați, să vedeți cu ochii dumneavoastră ce cumpărați și ce puneți în cizmulițele de sub brad pentru copiii dumneavoastră, pentru părinții dumneavoastră, pentru bunicii dumneavoastră, poate chiar pentru dumneavoastră. Trecând de la cele vesele, sau mai puțin vesele, la cele ale orei de politică, vreau să vă spun că astăzi, la ora de politică, în studioul Intermedia TV, sunt doi invitați speciali. Este vorba despre președintele Organizației Municipale Suceava a Mișcării Populare, domnul Constantin Munteanu. Bună seara, domnule Munteanu! Bine ați Bună venit la seara. emisiunea Ora de Politică Bună pentru seara prima dată. dumneavoastră și telespectatorilor Este dumneavoastră. pentru prima dată când vă avem aici și sperăm să vă avem cât mai des, pentru că este nevoie de, cel puțin din punctul meu de vedere, de o infuzie de oameni noi, de oameni valoroși și de oameni, în primul rând, cu experiență și cu o doză consistentă de moralitate adoptată în cadrul activității de zi cu zi. Voi veni cu mare drag ori de câte ori mă chemați, sunt alături de Să știți că o să fie dumneavoastră. nevoie, că viața politică și special competiția politică înseamnă reacție și o știți foarte bine, la orice și inițiativă. Știu, știu și nu prea știu ce se întâmplă în politică, dar voi veni. Al doilea invitat al acestei emisiuni este candidatul Mișcării Populare Suceava pentru funcția de primar al Sucevei la alegerile din 2016. Este vorba despre domnul Marian Andronache, care este secretar executiv la nivel central al Mișcării Populare. Bună seara, domnule Marian Andronache! Bună seara, domnule Chiera, bună seara telespectatorilor noastre. Mulțumesc de invitație. Domnule Andronache, am să încep direct cu dumneavoastră. Sunteți una dintre aparițiile spectaculoase și frumoase în același timp pe scena politică suceveană. Pe de altă parte, nimeni nu s-a aștepta ca un om de factura dumneavoastră, care este, printre altele, și managerul Direcției Domeniului Public din Primăria Suceava, am zis bine, da? Să fie candidatul unui partid, vreunui partid, pentru funcția de primar al Sucevei. Eu personal am salutat această prezență pe ieșichierul politic și al Mișcării Populare și al dumneavoastră și vreau să vă întreb, în primul rând, de ce Marian Andronache, în primul rând, și de ce candidat la Primăria Suceava? De ce Marian Andronache? Pentru că, nu știu, pentru că a venit momentul. Probabil lucrez în primăria Suceava de 21 de ani. De 3 ani, în primii 3 ani în primăria Suceava am trecut prin tot ceea ce înseamnă serviciul de gospodărie comunală. Pot spune că am bazele. Am primit bazele necesare pentru a ști ce înseamnă activitate de gospodărie comunală în orașul Suceava. Următorii ani am preluat șefia Direcției Domeniului Public, unde mă confrunt cu o multitudine de activități. Deci pot spune că am o expertiză suficientă pentru a candida la funcția de primar a orașului Suceava, a municipiului Suceava. De ce acum? Nu știu. Mi s-a făcut o ofertă. Am analizat foarte mult acea ofertă, nu am luat decizia imediat, însă au fost câțiva factori care m-au convins până la urmă și spun eu că am luat decizia cea bună. Pe data de 5 noiembrie am înscris în Mișcarea Populară, am răspuns afirmativ pentru oferta de candidat la Primăria Suceava și
Iată vă aici. În competiție. Da, oferta asta din partea cui a venit? Sunt multe de povestit. Ce puteți spune? Alea publice care se pot spune. Că ați spus că a fost o ofertă și e clar că vi s-a propus ceva. Da, mi s-a propus candidatura la primăria Suceava. Din partea cui? Din partea președintelui filialei județene Suceava, domnul Cornel Popovici. Dar, pe lângă această ofertă, alt factor care m-a convins a fost și aceea că între timp filiala municipiului Suceava era deja constituită. Prietenul meu, domnul Constantin Munteanu, era deja președinte a filialei, activat de vreo 6 luni cu o echipă foarte frumoasă, o echipă care nu a mai făcut politică, o echipă pe care eu o cunosc foarte bine, care face parte dintr-un broker în care și eu activez de foarte mulți ani. Practic, și echipa aceea m-a convins. Am acceptat acest lucru pe motivul că ei n-au mai făcut politică. 100% cei care fac parte din filiala municipiului Suceava n-au activat până acum în politică. Dintr-o anumită perspectivă, și am să vreau să mă adresez domnului Constantin Munteanu, dintr-o anumită perspectivă, faptul că sunteți noi pe scena politică, că sunteți oameni care nu au mai evoluat până acum sau care nu s-au putut exprima într-o anumită manieră sau alta, ar putea fi un avantaj. Pe de altă parte, foarte multă lume spune ce șanse pot avea acești oameni pe scena politică și în această competiție atâta timp cât nu au mai făcut politică până acum și la urmă oamenii nu prea știu cum se manevrează aceste hățișuri. Întrebarea mea către dumneavoastră este de ce ați intrat în politică și ce așteptări aveți de la Mișcarea Populară? Bună întrebare! Vă rog! Nu sunteți singurul care mi-a spus această întrebare. Foarte multă lume m-a întrebat și pe mine, domnule, sunt doi oameni, e Marian Andronache, el știe ca director în cadrul primăriei, poate nu știa exact unde activează domnul Andronache. Noi, da, Constantin Munteanu, îl știu, este un broker de succes, a făcut, la urmă, haideți să nu folosim cuvintele foarte mari, dar e o legendă în materia aceasta în municipiu și în județul Suceava. De ce a intrat în politică? 1. 2. De ce s-a dus la Mișcarea Populară? De ce nu s-a dus la PNL? De ce nu s-a dus la PSD? De ce nu s-a dus la un partid deja cu un mare renume? Vă rog. Am intrat în politică prin faptul că mi-am dat seama că e timpul să fac ceva. Noi, românii, în general, facem următorul lucru. Facem politică pe la colțuri, pe stradă, pe oriunde, cu prietenii, cu cunoștințele. În autobuz, la coadă, exact. La film, peste tot. Dar nu ne implicăm concret în a face politică. Și asta le convine actualilor politicieni. Sunt ei acolo și ei consideră că numai ei pot să facă politică și că țara România este a lor și numai a lor. Ori țara este a tuturor. Și eu chiar recomand, da, cum am făcut eu acest pas spre politică, recomand și cunoștințelor mele și prietenilor, dar și cetățenilor din Suceava, din România, să intre în politică. Indiferent în ce partid, că este PSD-ul, că este PNL-ul sau alte partide politice, să intre. Că doar așa putem face o schimbare. Nu trebuie să facem revoluții, trebuie să intrăm cu toții și să ne spunem doleanțele, ceea ce vrem noi de la ei, de la oamenii politici, iar cei care nu sunt corecți, cei care nu ne ascultă, să-i punem să-și dea demisia. Și atunci vor veni oameni noi. Nu contează vârsta. E adevărat, tinerii au prima șansă, lor vrem să le oferim prima șansă. Dar sunt și oameni maturi care doresc și pot să facă ceva pentru România. Bun. Foarte frumos spunea Jean-Jacques Rousseau că tinerețea e timpul de a învăța înțelepciunea. Dar bătrânețea este timpul de a o aplica. Deci dumneavoastră vreți să spuneți că sunteți în momentul în care aplicați ceea ce această înțelepciune, să înțelegeți. E adevărat, până la 60 de ani am învățat multe lucruri și am văzut multe lucruri, am fost prin multe locuri frumoase din această lume. Cunoașteți foarte multe persoane. Cunosc foarte multe persoane și atunci trebuie să facem ceva. Bun, faptul că dumneavoastră spuneți că trebuie să vă implicați, e clar că aveți și un of, o supărare, ceva, există un resort acolo
care a fost antrenat în momentul în care ați decis să vă implicați politic. Da. Resortul a venit, era o zi în care navigam pe internet și am găsit un citat de al lui Albert Einstein. Mai țineți minte care citat? Da. Puteți să ne redați, vă rog? Spunea dânsul că lumea nu se va sfârși din cauza celor care fac rău, ci din cauza celor care se uită la ei și nu fac nimic. Atitudine, da. Da, da. Și atunci m-am gândit, eu unde sunt? Sunt acolo cu cei care se uită și nu fac nimic. Domnul Chirea, știți cum este? Exact când ai asistat la o crimă sau la un viol, ești pe margini și nu faci nimic. De frică să nu pățești ceva. Da. Și asta se întâmplă și în politică. Trebuie să intrăm, trebuie să facem ceva. Bun. În 25 de ani în această țară s-au furat foarte mulți bani. Dacă acești bani ar fi fost băgați în bugetul statului, altfel ar fi arătat România. O să vă contrazic, chiar din bugetul statului erau banii ăștia, de la bugetul statului s-au furat acești bani. Corect, așa este. Dar să ajungă acolo unde trebuie. Să avem un sistem de sănătate cum trebuie, să avem un sistem de învățământ cum trebuie, să avem infrastructură. Te doare sufletul când treci granița doar înspre Ungaria și vezi că ești într-o altă lume. Tot o țară fostă comunistă și așa mai departe. Deci acolo lucrurile funcționează. Da. Bun. Întrebarea mea mai avea un palier. De ce la Mișcare Populară? Sincer, aveți alternative. Putea să corect. Operați în orice altă zonă. Inițial am cochetat cu Mișcarea Populară. Cu partidul Monica Macovei, M10. Așa am considerat eu. Asta dintr-o anumită perspectivă, e o zonă puțin mai radicală a politicii românești. Corect. Dar dorind să fac ceva pentru Suceava, pentru România, da? Poate sunt cuvinte mari, dar fiecare dintre noi, 20 de milioane, dacă am face cât un pas mic, lucrurile ar sta altfel. Și atunci, dorindu-mi să intru în politică, când îți dorești ceva, lucrurile se întâmplă. Nu știu, poate întâmplător sau nimic nu este întâmplător. M-am întâlnit cu domnul Cornel Popovici, care era președintele Mișcării Populare, Partidului Mișcarea Populară. Încă mai este. Și încă mai este, da. Așa, atunci era al Mișcării, al Partidului Mișcarea Populară, da. Exact, acum este președintele filialei județene la Mișcarea Populară. Am avut o întâlnire cu dânsul și după această discuție am avut o perioadă în care m-am gândit. Am mai avut câteva întâlniri și am zis că ar fi partidul unde mă regăsesc. De ce? Pentru că ceea ce eu am cerut sau ceea ce mă gândeam să cer mi s-a oferit de la început. Să îmi pot forma singur o echipă, da, cu oameni pe care eu să-i aleg, să-i caut și să-i aleg și să nu mi se dicteze pe cine trebuie să pun în echipa de la municipiu. Inițial am participat de la alegerile Consiliului Județean, am fost ales director executiv, iar după aceea am discutat cu domnul Cornel Popovici și ne-am gândit, da, să facem o echipă la municipiu. Bun, acum dumneavoastră bănuiesc că sunteți conștient că politica înseamnă la un moment dat și o serie de sacrificii și de compromisuri pe care veți fi nevoiți să le faceți. Sunteți dispuși să le faceți sau mergeți cu echipa pe care o aveți, indiferent de riscurile pe care vi le asumați? Problema care este? Porțile sunt deschise și pentru alte persoane, dar noi avem niște criterii foarte clare pentru lista de consilieri. Local, la Consiliul Local Suceava, referiți, da? Exact. Avem criterii clare, fiecare știe ce are de făcut. Dacă vrea să fie pe listă și să fie pe un loc eligibil, el trebuie să facă ceva. Da? Bun, dacă... Să vină cu plusvaloarea sa la întreaga. Corect, să aducă plusvaloare în tot acest context. Să aducă plusvaloare organizației și, bineînțeles, partidului. Bun, pe cine vă bazați cel mai mult în partid în momentul de față? În primul rând, mă bazez pe echipa pe care am format-o la municipiu, echipa Consiliului Executiv, dar mă bazez și pe experiența colegilor de la județ, vorba de domnul Cornel Popovici, că așa cum a spus la început, sunt multe lucruri pe care nu le știm și de care avem nevoie, adică avem nevoie de expertiza domnului Cornel Popovici. Domnul Popovici este în politică de foarte multă vreme, exact. El
chiar știe hățișurile politice mult mai bine decât mulți dintre noi. Și domnul Ovidiu Milici. Da, am cerut sfaturi, dar ce este important, că doar ne consultăm. Și chiar sunt idei care au venit de la noi și le-au preluat și dânsii. Deci, puteți da din casă ceva? Cum l-ați convins pe Marian Andronache să vină alături de voastră? Marian Andronache mă cunosc de foarte mult timp. Cred că sunt 15, 16, 17 ani de când mă cunosc. Jucam fotbal împreună. Deci v-ați dat la picioare suficient. Știți care e treaba. Da. Știți ce poate. Așa. Suntem împreună de 12-13 ani la societate de brokeraj în care activăm. Îl cunosc foarte bine, îi cunosc familia, îl cunosc pe dânsul, caracterul lui și eu m-am gândit că este sau ar fi foarte bun pentru primărie. Ați avut, puneți în cap la momentul respectiv un anumit arhetip, o anumită personalitate, dacă v-ați oprit la Marian? A contat doar prietenia cu el, felul în care ați gestionat relația umană sau a contat și activitatea lui profesională? Care a fost? Prietenia e prietenia, ea rămâne în afara. Să știți că dacă iese primar, s-ar putea să aveți o problemă cu viitorul primar. Așa, nu. Eu îl cunosc și pentru profilul de candidat nu contează prietenia, contează ceea ce este el. Expertiza, așa cum a spus și dânsul, de 20 și ceva de ani în primărie, spune mult. Cunoaște foarte bine orașul, cunoaște bine ce are nevoie orașul. Și dacă va fi primar, va putea să facă. Am înțeles, doamnelor și domnilor, luăm câteva secunde de publicitate, revenim în câteva momente. Te-ai săturat să visezi cu ochii deschiși? Zboară direct de la aeroportul Iași. La Paris, să vezi cele mai frumoase muzee, sau la Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. În mai puțin de 2 ore, descoperi un oraș între două lumi, Istanbul. Și recunoaște, abia aștepți să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici de celelalte 8 destinații externe directe, pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. EasyPromoWeb a înțeles că tehnologia are puterea de a schimba lumea. Având cei mai buni profesioniști din domeniul IT și publicitar, am materializat toate ideile în proiecte. Suntem experți în web design, mobile design, branding, dezvoltare iOS și front-end. Oferim o gamă largă de servicii, de la dezvoltare web, publicitate online, producție publicitară până la mentenanță IT, consultanță, distribuție de echipamente, electronică, la nivel de prototip și producție. EasyPromoWeb ajută companii și startup-uri din toată lumea pentru a materializa ideile în proiecte de succes. Restaurant Bucovina. Vă așteptăm să degustați din bunătățile noastre. Un loc modern, realizat în stil deosebit, pentru a te scoate din rutina cu care te-ai obișnuit în orașul tău. Lumini ambientale spectaculoase. Un loc special pentru orice eveniment. Bucătărie tradițională și internațională. Restaurant Bucovina. Cafenea și terasă. Restaurant Bucovina. La parterul hotelului Bucovina Severin, în centrul orașului. A zbura zburare din prima conjugare. Vă dați seama de câte călătorii o să avem parte, câte aeropoarte, câte capitale, Londra, Paris, Tokyo, Singapore, Marlborough, în Australia. Da, sunt convins că o să-i primiți așa cum se cuvine. Da, avionul de Suceava. N-ar fi rău să-i așteptați pe aeroport, cu fanfară. The
Vă invităm la cel mai modern centru de înfrumusețare, unde veți găsi aparatură ultra-performantă menită să vă redea un corp frumos și sănătos. Doar la salonul Health and Beauty Center veți găsi cele mai moderne servicii de cosmetică, manicură, coafură și masaj oferite de o echipă prietenoasă și profesionistă. De asemenea, veți beneficia de consiliere nutrițională și reeducare alimentară. Vedeta salonului este Vacuum Ultra Fit Plus, cel mai eficient tratament pentru celulita de toate gradele. Dacă doriți să întineriți efectiv prin eliminarea ridurilor, să scăpați de celulită, de părul nedorit de pe corp și să slăbiți foarte repede, fără sport și cure drastice, veniți pe strada Locotenent Alexandru Ienceanu numărul 2, vis-a-vis de cea are pensionari, la salonul Health and Beauty Center. Este locul ideal pentru relaxare și ingredientul special care vă face să uitați de toate grijile cotidiene ca printr-o vrajă. Te-ai săturat să visezi cu ochii deschiși? Zboară direct de la aeroportul Iași. La Paris, să vezi cele mai frumoase muzee, sau la Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. În mai puțin de 2 ore, descoperi un oraș între două lumi, Istanbul. Și recunoaște, abia aștepți să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici de celelalte 8 destinații externe directe, pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem la Intermedia TV Suceava, suntem la ora de politică. În studio se află președintele Mișcării Populare Suceava, domnul Constantin Munteanu, alături de candidatul acestui partid la funcția de primar a Sucevei pentru anul 2016, domnul Marian Andonache, care, printre altele, este și directorul Direcției Domeniul Public din Primăria Suceava. Domnul Andonache, am să intru direct pe dumneavoastră, cum se spune. Ca la orice competiție, dați-mi câteva date din CV-ul dumneavoastră ca să mă convingeți că meritați măcar atenția, dacă nu neapărat votul meu. Numele mi l-ați aflat. Ce vă recomandă? Vocea și talentul. E clar că altfel mi-a spus domnul Munteanu de ce sunteți acolo. Da, mai departe, de ce v-aș vota eu pe dumneavoastră pentru primăria Suceava, pentru funcția de primar? Vă rog. Spun eu pentru că de profesie sunt inginer. Inginer constructor. Nu sunt sucevean, dar asta nu neapărat poate fi, eu zic, poate să fie și un... Nu sunteți născut în Suceava, poate. Nu sunt născut în Suceava, sunt născut în județul Bacău, într-o localitate, Ștefan cel Mare, lângă Borzești, locul unde s-a născut Ștefan cel Mare chiar, da? Dar am venit pe meleagurile lui Ștefan cel Mare, unde a crescut Ștefan cel Mare, așa că cumva am cât de cât o legătură cu municipiul Suceava, cu județul Suceava. Am lucrat cam 5 ani pe șantier, pe un șantier frumos al țării, în apropierea Sucevei. Care șantier? Ripiceni-Manoleasa Prut, un șantier de irigații, de secări și construcții hidrotehnice. A fost un pic de muncă acolo. În momentul în care am terminat facultatea, am fost repartizat, încă mai erau acele repartiții guvernamentale. Din 94, v-am spus, activez în primăria Suceava. Cunosc orașul Suceava, cunosc problemele pe care le are orașul Suceava, dar cei mai important, spun eu, este faptul că mie nu-mi trebuie 2-3 ani să mă obișnuiesc cu ce înseamnă primărie. Da? Este sătul. Ce înseamnă să faci un buget, că asta e principalul lucru pe care trebuie să știe să-l facă un primar. Așa este. Să stabilești prioritățile, să știi să aduci bani pentru a face investiții și multe sunt de povestit pe segmentul ăsta. Așa este. Da, întrebarea pe care vreau să vă adresez în continuare, vă rog să o luați ca întrebare firească, nu neapărat ca pe o răutate. La ce ați fi dispus astăzi să renunțați ca să câștigați primăria Suceava? Până la ce sacrificii sunteți dispus să mergeți? Sacrificii. Ce de ce vă întreb? Un cuvânt destul de...
Pentru că veți fi atacat din toate părțile, vă dați seama. Ah, dacă vorbim de atacuri, mă gândeam la ce voi sacrifica. Sunt ca primar veți sacrifica multe, familie, bani, timp. Multe, dar timp într-adevăr. Timp care să la loc familiei. Familia mea este obișnuită cu lucrul ăsta. Eu niciodată, în toată activitatea mea, nu prea am avut timp, să știți. Serviciu la primărie, după care mă trezesc la ora 6, termin undeva programul 5, 6, 7, după care mai aloc încă aproximativ 3 ore, nu neapărat zilnic, activității de brokeraj. 7 după amiază? Da. Deci v-ați de la 6 până la 10 seara, sunteți online, cum se spune? De multe ori sunt în activitate. Mai mult, 2-3 weekenduri pe lună suntem împreună, de multe ori la cursuri de instruire a brokerilor prin țară. Familia mea este obișnuită cu sacrificiul ăsta, să spun așa. Cum cineva spunea o vorbă, domnul Chira, eu nu am timp să dorm la amiază. Credeți-mă, nu sunt omul care să dorm la amiază. Da? Tot timpul, toată viața mea am lucrat în sistemul ăsta. Așa că sunt convins, și primarul e un om foarte ocupat. Mă uit la actuală primar, foarte ocupat. Mai ce spun. Altfel de sacrificii, să intru într-o competiție... Nu mă gândeam la o gâlceavă politică de genul... Domnul Chira, eu nu am adversari politici. Cum să nu aveți adversari? Am adversari politici, sincer. Eu am numai parteneri, credeți-mă. Eu am partener și atât, partenerul meu este cetățeanul, punct. Bun, e frumos dintr-o anumită perspectivă. Dar haideți să luăm altfel, că ați pomenit de Ion Lungu. Care e relația dumneavoastră în momentul de față cu primarul Suceava Ion Lungu? Din perspectiva, vă spun personală, eu vă văd pe dumneavoastră managerul celei mai importante direcții, una din cele mai importante direcții din primăria Suceava, Direcția Domeniului Public. Șeful acestei direcții, care este direct în parteneriat cu mine ca primar, își anunță candidatura la primărie și nu că vrea să-mi ia locul. Eu nu știu, văd lucrurile puțin strani. S-ar putea să greșesc, s-ar putea din perspectiva noastră lucrurile să fie foarte clare. Care e relația dumneavoastră cu Ion? Am o relație excelentă cu dumnealui. Lucrăm împreună de 11 ani de zile. Tot ca director ați fost în mandatul? Ca director, da. Director și chiar mai mult, al doilea mandat a dumnealui, direcția mea a devenit direcție generală și am devenit director general al domeniului public. Ce să vă spun, de multe ori dumnealui mă prezenta în anumite conjuncturi drept unul dintre cei mai buni sau cel mai bun director pe care îl are, da, în subordine. Dar să știți că la fel a fost relația mea și cu ceilalți primari ai Sucevei. Cu domnul Toma, în timpul care am fost angajat, cu domnul Sofroni, Dumnezeu să-l ierte, cu domnul Ionescu. Deci relațiile au fost excelente. Țin minte, domnul Sofroni avea o vorbă. Un primar care lucrează cu Marian Andrănache nu-și face prea multe probleme. Ei, nu era poate chiar așa, însă dumnealui era un diplomat. Este o relație de respect reciproc, vă spun. Știu că acum așa, ați încercat dumneavoastră să faceți un mic deranj, dar să știți că nu a mers. Nu există o falie? Nu s-a creat o falie între dumneavoastră și Ion Lungu? Nu cred. Deranj. Păi să știți că speculați de fiecare dată momente de genul ăsta. La un moment dat e ca și cum, poate și într-o familie, că așa vedem noi primăria Suceava la un moment dat. Unul de copii spune, bă, vrea să ia locul tatălui. Adică, poate nu e cel mai bun exemplu. Dar mă gândeam că Ion Lungu este mai ales în perioada aceasta când nu-și găsește locul în partid, nu-și găsește locul nici pe eșichierul politic, mă gândeam să fie mai irascibil. L-ați simțit altfel? Nu l-am simțit, cu siguranță că în momentul în care dumnealui știe perfect unde este locul. Dar are timp. Are timp. Din păcate, eu dacă am acceptat a fi candidat, nu am timpul dumnealui, da? Trebuie să-mi fac și o anumită notorietate, să mă cunoască cât de cât lumea. Nu numai din auzite, să mă cunoască și fizic.
să vă spuneți programul, să bănuiesc că să discutăm aveți o gândire, de un proiect de programe, bineînțeles. Mai bine pus la punct. Bineînțeles. Ce veți face după alegeri dacă se reduce la absurd, nu câștigați aceste alegeri în 2016? Care va fi relația noastră cu viitorul primar? Și dacă câștigă eu în lungul primăria în 2016, din nou? Nu știu, eu sunt convins că relațiile nu se vor schimba. Dumnealui știe foarte bine cu ce fel de om lucrează. Ba mai mult, intrând în lupta asta de, eu așa o văd, de idei, de proiecte, da? Cu siguranță ar aprecia unele proiecte și idei de ale mele și m-ar pune să le realizăm împreună mai departe. Sau să mergem mai departe și cu ele, nu? A spus la un moment dat în discursul noastră că nu aveți adversari politici, aveți doar parteneri politici. Chiar nu credeți că vă veți certa parteneri. Cu... Parteneri. Nu, nu parteneri politici. Parteneri, parteneri în competiția aceasta electorală. Eu am greșit, îmi cer scuze. Chiar credeți că nu veți fi atacați și toți candidații vor merge pe această mentalitate cu a dumneavoastră, să spună, domnule, vrem să construim care e cel mai bun proiect, să fie ales și la ce vă așteptați de la ceilalți contracandidați? Până în momentul de față, cel puțin doi încă îi știm. E vorba de Ioan Bălan și se presupune că și Alexandru Băișanu nu va vrea să cedeze această competiție. Deci cum era? Chiar credeți că îi veți avea ca și parteneri? Ei vor, vă vor întinde mâna și vor spune da, hai să mergem pe proiecte, să discutăm despre dezvoltarea Sucevii și să nu discutăm despre, eu despre persoane? Asta, eu despre asta voi discuta. Problema dumnealor, ce vor face. Eu nu vreau să intru, v-am spus, în discuții ne la locul lor. Da? Nu sunt obișnuiți cu luptele politice și nici nu vreau să le cunosc. Credeți-mă. Vreau să fac o altfel de politică. Da? Dar mai mult politica asta la nivel de administrație publică locală, eu nici nu văd drept politică. Aici sunt două funcții în România care sunt alese în mod direct, da? În momentul de față. Președintele României și primarul unei localități. Corect. Da? Dacă președintele României, după ce a fost ales, își dă jos haina politică, consider că la fel ar trebui să facă și primarul. Eu chiar militez pentru o lege în acest sens. În momentul în care primarul a fost ales să iasă din acel partid politic. Pentru că este primarul cetățenilor. Ba mai mult, aș merge chiar până la consilierii locali aleși să nu mai facă parte dintr-un partid politic. Dacă s-ar merge pe segmentul ăsta, cu siguranță că ar arăta mai bine Consiliul Local. Nu ar mai fi acele certuri, acele învolburări, acele lobby-uri făcute pentru anumite interese, da? Cunoașteți. Bun. Știm împreună ce, știm ce se întâmplă în Consiliul Local, dar am trecut prin atâtea consilii locale. Care va fi rolul partidelor în toată această competiție, dacă după ce ies consilier local, după ce dumneavoastră ieșiți primar, rolul mai treceți pe la partid, pe la noi, cu ce ne sfătuim? Cum punem în aplicare proiectele noastre? Rolul partidului ar fi mai mult pentru parlamentare, pentru guvernare, pentru ceea ce se întâmplă la conducerea țării, da? Acolo și la nivel local, de cum, că ați spus că vă gândiți și la o lege în sensul ăsta, cum veți extrage consilierii care să reprezinte urbea în acel consiliu local de 23 de consilieri? Nu știu, clar, aici va fi mai greu să acei consilieri să dezbrace haina politică, dar mi se pare normal la primar să întâmple lucrul ăsta. Domnule Munteanu, cu ce echipă veți veni în sprijinul domnului Marian Andronache pentru primăria Suceava? Și întrebarea a doua firească, vrea să vii dezbrace de haina Mișcării Populare. Ce faceți? Îi îmbrăcați la loc consilierii dumneavoastră? Problema care este? Ideea este bună, nici n-am discutat-o până acum, dar într-adevăr un primar trebuie să fie primarul tuturor sucevenilor și nu neapărat să fie coordonat de partid. Da? La fel și consilierii. Acum asta rămâne de discutat, este un vis frumos al domnului Andronache. Echipa pe care
o am și care va susține candidatura domnului Andronache, este o echipă de oameni care nu au mai făcut politică, nu au fost implicați politic. Asta a fost și motivul pentru care i-am ales. Sunt oameni destoinici, vin în mare parte din mediul privat, sunt oameni care au reușit acolo unde activează și pot să vă dau câteva nume. Sau... Mă rog, chiar sunt curios. Da. În primul rând, să iau așa într-o ordine, este doamna Floare Ada Baciu, o persoană care deține o firmă, administrator de firmă, de peste 20 de ani, plătește taxe și impozite. La primăria Suceava, ca fiecare dintre noi. Exact. Are angajați, plătește salarii și a reușit. Și a rezistat, iată că timp de 20 și ceva de ani, cu toată legislația în schimbare, cu toate piedicile care s-au pus în mare parte societăților private, a reușit. Cunoaște bine orașul, sucevenii. Apoi este Anca Gâtlan, asistent universitar, un tânăr sau o tânără asistent universitar. Ea, practic, își dorește un lucru pentru studenții ei. Învață, da? Învață o meserie, însă își dorește ca acești tineri, în momentul în care termină facultatea, să nu plece. Cam toți ne dorim asta. Ar dori ca acești tineri să rămână în România, să își întemeieze aici o familie. O familie, o afacere? O afacere, sigur că da. Să lucreze, că dacă învață o activitate, da, o profesie, o meserie, ei pot să o aplice. Pentru început se pot angaja undeva, da. E un vis, dar să aibă niște câștiguri suficiente în care, cu care pot să se descurce în viață, să căsătorească, să facă copii și să trăiască lângă familie. Două fete deja. Mai aveți fete în lista mai asta? Mai avem. Vă rog. Angelica Pânzaru. Femeie de afaceri. Femeie de afaceri. Puternică, ambițioasă. Trei își, femei până acum, domnul Munteanu. Își dorește. Munteanu. Păi, femeile sunt nu, foarte... N-am zis că e rău. Femeile sunt foarte ambițioase. Și sunt, cred că, mult mai corecte decât bărbați în anumite postați. Situații. Se prea poate. Așa. Este o persoană dinamică. Apoi mergem la Ovidiu Schwartz. Îl cunoaștem cu toții. Artistul sucevean Ovidiu Schwartz. Artistul, da, exact. Știm despre ce vorba, știm activitatea domniei sale și pe plan de ONG și pe plan cultural. Corect. Este un om care ne reprezintă cu cinste, atât în țară cât și în afara țării. Apoi avem Lelioara Andrieș. Economistă. A patra femeie, domnule. A patra femeie. Da. Fantastic. Consultant financiar. Loviți puternic, mergeți pe zona feminină, foarte interesant. Da. Și n-am terminat. Vă rog, surprindeți-mă. Așa, Janina Marcu. Economist la o firmă privată. Mergem mai departe. Vă rog. Avem pe Ionela Buliga, de asemenea consultant financiar, o tânără mamă, care își dorește un oraș mai bun pentru copiii ei. Domnul Munteanu. Fac un pac cu dumneavoastră, luăm câteva secunde de publicitate și revenim după pauză cu restul listei. Te-ai săturat să visezi cu ochii deschiși? Zboară direct de la aeroportul Iași. La Paris, să vezi cele mai frumoase muzee, sau la Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. În mai puțin de 2 ore, descoperi un oraș între două lumi, Istanbul. Și recunoaște, abia aștepți să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici de celelalte 8 destinații externe directe, pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. EasyPromoWeb a înțeles că tehnologia are puterea de a schimba lumea. Având cei mai buni profesioniști din domeniul IT și publicitar, am materializat toate ideile în proiecte. Suntem experți în web design, mobile design, branding, dezvoltare iOS și front-end. Oferim o gamă largă de servicii, de la dezvoltare web, publicitate online, producție publicitară până la mentenanță, IT, consultanță, distribuție de echipamente, electronică, la nivel de prototip și producție. EasyPromoWeb ajută companii și startup-uri din toată lumea
pentru a materializa ideile în proiecte de succes. Vă invităm la cel mai modern centru de înfrumusețare, unde veți găsi aparatură ultra-performantă menită să vă redea un corp frumos și sănătos. Doar la salonul Health and Beauty Center veți găsi cele mai moderne servicii de cosmetică, manicură, coafură și masaj oferite de o echipă prietenoasă și profesionistă. De asemenea, veți beneficia de consiliere nutrițională și reeducare alimentară. Vedeta salonului este Vacuum Ultra Fit Plus, cel mai eficient tratament pentru celulita de toate gradele. Dacă doriți să întineriți efectiv prin eliminarea ridurilor, să scăpați de celulită, de părul nedorit de pe corp și să slăbiți foarte repede, fără sport și cure drastice, veniți pe strada Locotenent Alexandru Ienceanu numărul 2, vis-a-vis de ce are pensionari, la salonul Health and Beauty Center. Este locul ideal pentru relaxare și ingredientul special care vă face să uitați de toate grijile cotidiene ca printr-o vrajă. A zbura zburare din prima conjugare. Vă dați seama de câte călătorii o să avem parte, câte aeropoarte, câte capitale, Londra, Paris, Tokyo, Singapore, Marlborough, în Australia. Da, sunt convins că o să-i primiți așa cum se cuvine. Da, avionul de Suceava. N-ar fi rău să-i așteptați pe aeroport, cu fanfară. Restaurant Bucovina. Vă așteptăm să degustați din bunătățile noastre. Un loc modern, realizat în stil deosebit, pentru a te scoate din rutina cu care te-ai obișnuit în orașul tău. Lumini ambientale spectaculoase. Un loc special pentru orice eveniment. Bucătărie tradițională și internațională. Restaurant Bucovina. Cafenea și terasă. Restaurant Bucovina. La parterul hotelului Bucovina Severin, în centrul orașului. Te-ai săturat să visezi cu ochii deschiși? Zboară direct de la aeroportul Iași. La Paris, să vezi cele mai frumoase muzee. Sau la Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. În mai puțin de 2 ore, descoperi un oraș între două lumi, Istanbul. Și recunoaște, abia aștepți să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici de celelalte 8 destinații externe directe, pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Am revenit, doamnelor și domnilor. Suntem în studioul Intermedia TV Suceava. Suntem la ora de politică, alături de președintele Mișcării Populare, la nivelul municipiului reședință de județ, domnul Constantin Munteanu, și alături de candidatul Mișcării Populare Suceava la funcția de primar al municipiului reședință de județ, domnul Marian Andronache. Domnul Munteanu, v-am oprit la un moment dat în partea a doua a emisiunii noastre, când ne spuneați care este lista noastră. Vă rog să continuați. Era interesantă, era plină de doamne puternice. Acum vin și bărbați. Și oarecare pericol pentru zona masculină a municipiului Suceava. Vă rog. Dați în câte 2-3 exemple și de bărbați pe care vreți să aducați. Adrian Tabarcea, inginer, cu experiență, este un bun cunoscător al culturii sucevene. Bun. Sandu Trocin, inginer, om de afaceri, cunoaște foarte bine Suceava. Apoi Marian Holovatec, inginer, director de vânzări la o firmă privată. Georgel Grosu, inginer, specialist în termoficării. Pot să vă opresc un pic? Care vor fi primii 4 pe lista de consilii locale? Ei vor decide. Pe cum se decide? Nu trag la sorți. Ei vor decide pentru că în funcție de activitatea lor. Avem un sistem de departajare? Exact, avem un sistem de departajare. El în ce constă fiecare. Ce vor trebui să facă? Ei știu ce trebuie să facă. Să facă activitate, să aducă plus valoare partidului și organizației, așa cum am spus mai înainte. Pentru că la capitolul resurse umane stați foarte bine și văd că ați reușit să atrageți până acum niște oameni destul de importanți. Eu personal, din perspectiva comentatorului și analistului politic, nu-i cunosc pe ei și chiarul politic activând până acum, dar va trebui să-i faceți cunoscuți prin proiectele lor și prin proiectul dumneavoastră al partidului în perioada următoare. Nu-i prea scurt timpul ăsta?
4-5-1, credeți că aveți timp să-i împingeți în față? Ei cunosc orașul, cunosc Suceava, ei știu ce au de făcut. Sunt oameni maturi, sunt oameni care s-au născut și au trăit în Suceava. Și aș mai da, vă rog, numai un pic, aș mai da încă o persoană. Andrei Cioban, un tânăr student care are și o firmă de IT și care este alături de noi. Deci, atât de la 20 și ceva de ani până la 60 de ani, cam v-ați bărbați făcut, și femei, cam asta este echipa. V-ați făcut un profil al candidatului aparținând Mișcării Populare? În primul rând trebuie să fie o persoană ambițioasă, să fie corectă, cinstită, să aibă un caracter corect. Interesant. Să nu fi făcut politică, nu neapărat, dar e un atu. Chiar v-am întrebat dacă mâine bate la ușă, așa, discret, unul dintre cei care... Un exemplu, mi-a venit acum un minte. Vine domnul Alexandru Băieșanu și spune, aș vrea și eu pe lista asta. Da, o ia de la zero, ca fiecare, în funcție de activitatea pe care o face, dar nu dorim oameni care au făcut politică. În general, asta este mesajul. Primim pe oricine, dar nu oameni care au făcut politică. Domnul Andrei, politică... No. Politică mai veche, mai... Exact, acum politică fiecare am făcut pe la colțuri. Ușile partidului sunt deschise, dar nu primim oameni care au făcut politică și care au probleme. Da? Deci probleme cu justiția sau numele lui să fie pătat. Am înțeles. În rest, ușile practic sunt deschise, însă promovăm foarte mult tinerii. Chiar acum am avut Consiliul Național al Mișcării Populare în care s-a hotărât... V-ați ales și lideri la organizația de tineret. A fost și organizația, congresul, înființarea organizației de tineret a MP-ului, dar s-a hotărât în Consiliul Național tinerii să aibă loc eligibil pe listele de consilieri locali, de consilieri județeni, de parlamentari. Ce înseamnă cu loc eligibil? Că aici mie puțin îmi scapă. Cât v-ați propus să câștigați la alegerile locale? Loc... Targetul pentru locale ar fi 10-12%. Și la municipiu și la județ? Și la municipiu și la județ. Deci undeva putem merge pe o medie de 11% și locul ăla, 11%, probabil un loc 2 sau un loc 3 la Consiliul Local, un loc 3 sau 4 la Consiliul Județean să fie ocupat de un tânăr, dar până în 35 de ani. Dar nu numai că va fi, nu va fi unul. Vor fi chiar mai mult la noi. Tineri care vor intra pe pozițiile eligibile. În perioada următoare sunt convins că veți avea o campanie mult mai susținută. Până acum doar v-ați făcut cunoscută intenția de a candida la primăria ceva. Care sunt proiectele cu care veți merge la... pentru a câștiga electoratul? Mergeți la bătaia, cu ghilimele de rigoare, bătălia politică? Domnul Chira, asta e un subiect pe care putem discuta ore întregi sau chiar zile, dacă putem începe vreți. Astăzi. Dați-mi... Avem tot timpul. Surprindeți-mă cum. Dar nu cred că a sosit momentul. Nu suntem în campanie electorală, deocamdată ca și candidați. Nici nu vă dați seama cât suntem de campanie electorală. Știu că s-a anunțat domnul deputat Ioan Bălan și, da, el e garantat. Și cu mine, atât. Da. De alții, nu știu. Haideți să-i așteptăm pe toți. Da? Să știm cei care intră în competiție și după aia vom discuta pe proiecte. Putem discuta despre idei și pot să vă prezint câteva idei, dar așa, aleatorii, da? Vă rog. Nu ca proiecte, n-am priceput. Nu neapărat ca proiecte. Eu sunt convins că toți candidații de primar vor marșa pe fonduri europene. Da? Sună și bine. Sunt convins de asta. Chiar dacă depinde acum cine știe să le cine va ști să le atragă și cum să le aducă, să le implementeze. Da. Da. Dar ca și idee, așa ce v-am zis, mai ales pentru că mă ocup de multe lucrări de genul ăsta, în municipiu avem 73 de locuri de joacă, da? Să luăm locurile de joacă, din care 21 sunt modernizate. Normal, toate 73 trebuie să fie modernizate conform normelor Uniunii Europene. Ele sunt foarte disparate pe întreg teritoriul municipiului. Problema ar fi că sunt destul de mici unele
și fiind atât de multe, nu pot fi păzite. Sunt deseori vandalizate. O idee de a mea ar fi să fac în fie cartier, al municipiului, da? Un loc mare. Un loc mare, dar care să fie împrejmuit, care să fie păzit și iluminat, cu păzit. Program, și cu program, da, să fie deschis până la ora 21-22, după care închis pe timpul nopții să nu deranjeze vecini. Acolo toate mămicile cu copilașii să vină, să aibă tot felul de locuri pe categorii de vârstă, da, între 3 și 7 ani, între 7-14 ani. Sunt astfel de locuri în orașele mari ale țării și totdeauna sunt pline, credeți-mă. Aparatura fitness, iarăși a prins foarte bine în municipiul Suceava. Da, ce puțin în universitate, era bătaie la început. Da, dar să vedeți în Burdujeni ce era. Deci, dacă la universitate cât de cât aparatura fitness fiind pentru oameni maturi era folosită chiar de oameni maturi, în Burdujeni, săracii oamenii maturi nu mai aveau loc pentru că erau foarte mulți copii. Trebuia să vină la o ore de dimineață ca să facă mișcare maturii, pentru că automat urmau după aia copilașii. O amenajare, asta am în cap de foarte mult timp și sunt persoane foarte multe în municipiu care o cer, persoanele iubitoare de câini, persoane care au câini, da? Câini de proprietate și vor să-i plimbe. Nu au un loc de a-și plimba câinele. Plimbă peste tot în parc. Normal, oamenii sunt nemulțumiți de excrementele care le lasă și există și lege în sensul ăsta. Trebuie să amenajăm un loc de plimbare pentru câini. Nu poți, poate, să amenajezi un parc, pentru că stăm destul de rău la capitolul ăsta. Dar poate o zonă de plimbare în parcurile astea mai mărișoare din oraș se poate gândi pentru ca suceveanul să-și plimbe câinele, dar acolo să avem un tonomat cu mănuși de unică folosință, cu saci menajeri pentru excremente, așa, cu coș pentru așa ceva, coș de gunoi special pentru excrementele câinilor, în așa fel încât să nu mai existe certuri între proprietarii de câini și ceilalți cetățeni care se plimbă în parc. Zone de recreere, iarăși, zona Tătărașului, bun, dar de asta se discută. Chiar lângă sede direcției pe care o conduc, este un iaz unde s-ar putea iar face o zonă de recreere. Zone de grătar, eu aș vrea amenajate, într-adevăr, conform legii, câteva zone de grătar în municipiu, dar cu împrejmuire, cu bănci, cu grătare, acoperite, cu foișoare, da? Și mai am o idee în sensul ăsta, pădure-parc. Se poate, lucrul ăsta l-aș vedea amenajat în parcul Șipote. Bineînțeles... Dar nici măcar nu e al Sucevii. Nu e al Sucevii, dar se poate face o colaborare. Nu se poate cu direcția silvică sau dacă nu se dorește acolo. Are și primăria pădurea primăriei, unde se poate amenaja o pădure-parc. Am văzut acest gen de proiect pe fonduri europene, ce-i drept, în Bistrița, o nebunie, cu terenuri de fotbal, cu terenuri de paintball, cu terenuri de tenis, foișoare, grătare, alei, vreo 7 hectare, 50% din bistrițeni, probabil cei care nu aveau mașini ca să iasă la un pic mai în altă parte, se deplasau în această pădure parc, tot timpul era în weekend, era plin, până aveau până și lemne uscate puse lângă acele grătare. Bun. Parcări de reședință, deci sunt multe de făcut. Ceea ce nu-mi place, și am mai spus-o, zona asta de intrare în municipiul Suceava dinspre Fălticeni. Sunteți de acord? Dar e foarte frumoasă acolo, e într-o curbă, așa, e un lan de porumb în dreapta și un semn de circulație, atenție, reduceți viteza. Intrarea, care intri direct în... Nu, le zic de la stația de 110. Acolo, la stația, înainte de stația de 110, da. De 110. A, e foarte frumoasă și mai vedem și o stână de oi. Pe partea stângă, vara. Iarna e un râp acolo, ceva frumos, ceva elegant. Da, e o zonă clar care
E o zonă, singura zonă de dezvoltare a Sucevei. Bun, sunt proprietari. Trebuie să căutați, chemați la o discuție și trebuie să facem ceva cu zona asta. Aveți în cap ceva, acel ceva? Cum vreți să arată intrarea în Suceava? Bun, clar există un pus pentru așa ceva. Da, există un pus făcut. Problema acolo ar fi că proprietarii nu vor să renunțe, nu că nu vor să renunțe, cu siguranță că și-ar dori să renunțe la un pic de teren ca să traseze trama stradală și după aceea s-ar începe practic dezvoltarea, clar. Dar în spatele lor avem stațiunea de cercetare agricolă, care are în momentul ăsta cam 600 de hectare. Bine, de la tot s-a redus suprafața, dar încă au 600 de hectare pe care ce cercetează? Sunt culturi normale de cartof, de grâu, de porumb. Suceava este un oraș în care se face agricultură. Nu e normal. Pe aceste 600 de hectare nu se plătește niciun impozit, da? Este normal ca Suceava să își ceară acest teren, să revină proprietarilor primăriei, da? să vină înapoi la matcă și să fie singura zonă pe care Suceava se mai poate dezvolta în momentul de față. Zona spre Fulticeni, spuneți voastră, pe terenurile de la stațiunea de cercetări agricole. Da, care... Aveți în vedere și dezvoltarea unei zone industriale în acea parte sau în altă parte? Credeți că... Pentru că foarte multă lume vine, domnule, vreau să dezvolt 5.000 de locuri de muncă. Fac mâine o fabrică. Mă numesc, dau un exemplu, Mercedes. În acea parte, dați-mi 10 hectare. Exact. Tot în acea zonă se pot întâmpla lucrurile astea. Mai mult, este program operațional regional în momentul ăsta care putem accesa fonduri pentru ceea ce ați spus. Da? Și nu se intrează în contradicție cu samsarii imobiliari, cu dezvoltatori imobiliari. Foarte multă lume vizează mai ales parcul și ipotete care vorbeați mai devreme și zona aceasta a stațiunii de cercetări agricole. Vă dați seama ce scandal, un nou scandal metru, dacă să zicem așa. Acolo cred că și deja date drepturile de proprietate răzvândute. Nu cred că o să întâmple așa ceva, pentru că lumea a început totuși să le fie și un pic de frică, nu? Simțiți lucrul ăsta? Păi, nu se mai poate, nu mai putem să mergem așa la infinit. Aveți vreun cuvânt de spus în alegerea echipei pentru primăria Suceava, pentru Consiliul Local? Domnul Chira, eu sunt un simplu membru în organizația locală. Bun, chiar sunteți, chiar simplu, sunteți secretarul executiv la nivel național, sunteți candidatul... Municipală. Sunt membru al organizației municipale. Și sunteți candidatul, sunteți cel mai bun membru al organizației municipale, că altul mai bun, sunt dacă n-avea domnul Munteanu, la județ, punea patul în față. Și sunt secretar executiv, da, în colegiul executiv național. Glumesc. Normal că suntem prieteni. Avem un alt, cu totul alt stil, un alt mod de a face politică. Nu înseamnă că dacă dumnealui este președintele filialei municipale, eu decid... Îl vreți pe locul întâi pe lista pentru Consiliul Local, pe domnul Munteanu? Cu siguranță va fi pe lista de Consiliul Local. Asta veți fi pe lista de Consiliul Local? Încă analizăm. Pentru acea listă de consilieri locali, tocmai ce vă spunea și domnul președinte, noi aplicăm în brokerajul de asigurări, de fapt în multilevel marketing, pentru că așa activăm, în sistem MLM, se fac competiții, tot timpul concursuri, competiții. Ei, un astfel de, să zicem, concurs, ca o competiție, s-a gândit și aici. Da? Cel care va câștiga competiția va fi acolo, da? Locul 1, locul 2, locul 3, locul 4. Este atât de democratic încât nimeni nu are ce comenta. Da? Poate unora nu le convine. Da. Asta e jocul. Nu facem compromisuri. Am înțeles. Domnule Andronache, domnul Munteanu, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ora de politică de astăzi. Sunt Mihai Chira. Sper să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.